Oficială de prelungire cu 3 luni a acordului cu femei, precum și încheierea unui nou acord. Este binevenită această decizie, firește pentru susținerea economiei și în același timp de o siguranță în plus atât Guvernului cât și României. Guvernul a aprobat miercuri un proiect de scrisoare prin care se solicită Fondului Monetar Internațional prelungirea cu 3 luni a aranjamentului stand-by de tip preventiv și demararea discuțiilor în vederea posibilității încheierii unui nou acord. Scrisoarea va fi semnată de către vicepremierul Daniel Chițoiu, care este și ministrul finanțelor publice, precum și de guvernatorul Băncii Naționale, domnul Mungur Isărescu. În acest sens, guvernul a aprobat ieri memorandumul cu tema aprobarea prelungirii cu 3 luni a aranjamentului stand-by de tip preventiv, ratificat prin legea numărul 285 din 2011, încheiat cu Fondul Monetar Internațional pentru o perioadă de 24 de luni până, practic, în 30 martie 2013. Cred că această decizie, așa cum am spus și la început, reprezintă un lucru important, necesar și cred că această solicitare va avea răspuns afirmativ din partea organismelor financiare implicate, FMI, Bancul Mondial și Comisia Europeană. Referitor la problema